Am revenit și în această seară alături de noi este domnul Gabriel Doncean, director al Direcției Silvice din Iași. Și bună seara și bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit! În această seară o să aflăm și o să ne prezentați, avem și câteva imagini pregătite, o să le vedem pe parcursul dialogului, despre locuri de recreiere amenajate de Direcția Silvică din Iași, împreună cu toate celelalte ocoale pe care le administrează. Și începem cu ceea ce înseamnă zona Schituduca. Da, da. Acolo am văzut că aveți un loc amenajat pentru a pescui, este un loc în care te poți recrea, avem și cazare acolo, însă mai multe ne puteți povesti chiar da, dumneavoastră. Pot să vă spun că la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor, cred că este singura locație pe care o regăsim aici la Iași, în ceea ce privește să avem o crescătorie de crab. Această amenajare pisciculă a fost făcută undeva prin anii 1978-79. A fost destinată pentru creșterea puietului de crab, Phytophag caras, plus de asemenea cu bazine de creștere și bazine pentru pescuit. Avem și un material video aici. Ultimii ani, datorită colmatării și volumului foarte mic de apă care putea să-l stocheze, nu s-a mai putut menține apă întrânsă și de a crește pește. Anul trecut, pe niște eforturi proprii, pe fondurile noastre, pe investiții, am reușit ca să decolmatăm primul bazin de apă. Cu precipitațiile care au fost astă iarnă, am reușit să-l umplem. Am avut niște bazine în care anii trecuți am crescut peștele. Vă pot spune că tot ce este amenajat acolo, pontoane, căsuțe, foișor, loc de cazare, foișor pentru stat la masă, toate sunt făcute în regie proprie de către personalul angajat al nostru la Direcției Silvice. Avem o secție de debitare și de prelucrare a lemnului și cu eforturile noastre am reușit, începând cu data de 24 aprilie, să deschidem această locație, unde suntem foarte bucuroși că foarte mulți așteptau această locație să fie deschise și au venit. Și vreau să vă spun că nu sunt dezamăgiți în ceea ce privește ce au găsit acolo. Condițiile pe da, care ați reușit mulți să le creați. Adică credeau că o să fie, noi că ne-am gândit ca și amplasare, să fie o locație atât pentru relaxare, ca pe cetățenii să vină cu copiii, cu familia, să poată să-și desfășoare activitate în sfârșit de săptămână sau mai o zi relaxant, întreagă, da. Mai relaxant în natură. Plus, de asemenea, pentru firme care doresc pentru personal de a face niște întreceri sportive sau între anumite firme, se pot organiza concursuri de pescuit. Da, îmi spuneați că ați avut chiar organizat un concurs de pescuit. Am rămas uimită cu număr de 100 și ceva de persoane. Da, au fost chiar sfârșitul trecut de săptămână. A fost de la o firmă care au organizat un concurs de pescuit. Au participat peste 100 de participanți acolo, pescari și ajutor de pescare. Au stat acolo aproape 24 de ore, au dormit pe la corturi, și-au făcut acolo la ceaune, grătare și mâncare. A fost și un concurs în care cel mai bun pescar a prins aproape 43 de pești, de kilograme de pește. Concursul a fost cu prinde și eliberează. Dar probabil până la urmă toată lumea a plecat mulțumită, chiar și cei care n-au pescuit, s-au relaxat pentru socializare. În ce regim putem accesa aceste servicii, practic, sau acest loc, în maniera în care deci noi unde avem sunăm public, pentru... Deci noi avem publicat pe site-ul Direcției Silvice Iași, plus de asemenea pe pagina de Facebook a amenajării piscicului Schituduca, unde acolo avem publicat în ceea ce privește tarifele de pescuit, regulamentul, persoanele de contact. Și bineînțeles, mă gândesc că oamenii trebuie să vină cu sculele lor. Adică da, oamenii care sunt poți să vină cu sculele lor de pescuit. De asemenea, avem și undițe care pot fi închiriate? Pot fi acolo închiriate. Trebuie închiriate sau pur și simplu le puteți pune la dispoziție? Nu, le închiriem. Avem, dar la un preț modic. Înțelegem. Bun, deci oricum... Și
din imagine am putut observa că, într-adevăr, eu recunosc că am fost acolo acum un an de zile, chiar discutam cu dumneavoastră și încă nu era, sau un an și mai bine, încă nu era amenajat. Nu, anul trecut, anul în trecut, vară, la începutul lunii august, într-adevăr, am început lucrările acolo de am văzut colmatare. Am văzut că s-au început ceva lucrări, nu știam, sincer, zona chiar ce reprezintă, ulterior m-am uitat pe Maps și mi-am dat seama și după aia, când am văzut la fel cum ați distribuit și ați făcut public ceea ce înseamnă și cum arată acum locația respectivă, am rămas foarte plăcut surprinsă și chiar mi-am pus în gând să merg și... Deci este un loc care este foarte aproape de Iași. Noi am încercat de a îmbina foarte bine natura și cu activitatea care să recreeze, de acolo, de a fi destinată pentru publicul larg, pentru toți care vor să iasă în natură. Dar este deschis 24 din 24 de ore sau nu, cum? Nu, este pentru pescuitul, doar pentru pescuit de zi, de la ora 6 dimineață până seara la ora 18, iar pentru grupuri avem zona de căbăniță, așa îi spunem noi, unde avem acolo, sunt două camere cu 4 locuri de cazare, cu baie, apă curentă, foișor, ponton pe apă, 5 locuri de pescuit, unde acolo un grup poate să vină, eu știu, să sărbătorească o aniversare sau da, adică un sfârșit să... de săptămână, da, este cu loc de joacă pentru copii, se poate face un foc de tabără, cu grătar. Care a fost feedback-ul pe care l-ați primit până în momentul acesta de când ați deschis locația? Deci a fost foarte bine primit. Mulți chiar așteptau cu nerăbdare de a reveni, pentru că și în trecut această baltă a dat rezultate și prin locația ei și ambientul creează probabil o zonă de liniște pentru cei care merg acolo și chiar foarte mulți, adică abia au așteptat și chiar din prima zi când am dat drumul au fost prezenți ca să vină. Și până când locație va fi deschisă locația? Până când se va putea? Deci ea este deschisă tot timpul anului în funcție de condițiile de pescuit. Când plouă, când o să ningă, dacă îngheață, atunci probabil nu o să vină oamenii la pescuit. Dar ca și vânătorii, pescarii sunt, știți cum, nu contează vremea, exact. Este o pasiune și un hobby care lasă totul pentru pescuit, pentru liniște, unde apa, vă spun, stând în apropierea unei luci de apă, este liniștitor și te face este să te deconecta de problemele curente. Da, așa este. Așa și că îi invit pe toți care vor de a veni acolo. Da, așa cum ați spus, găsesc informații pe pagina de socializare, dar da, și pe site-ul Direcției Silvice, da, din Iași. Sau eventual se pot interesa de la prietenii care au mai fost pe acolo, că cea mai bună reclamă și recomandare o fac cei care au mai fost pe acolo decât... Propria experiență, într-adevăr, care pot împărtăși. Mai ales că mulți, când am publicat regulamentul de pescuit, au mai primit și niște critici, dar noi, fiind ca instituții publică, regulamentul trebuia să-l adaptăm după normele de securitate a muncii, de PSI, de legislația, da, care... Da, locație privată, ca și legislația care este în vigoare, trebuie să oamenii să-i prevenim în ceea ce privește de a respecta regulile, pentru sănătatea lor, pentru cei care sunt acolo în jur, în așa fel încât să nu se producă incidente, cei care pleacă de acolo, adică să trece pozitiv și eventual să vină și altă dată. Și următoarea dată. În afară de ceea ce înseamnă locația Schitul Duca, noi știm că mai aveți și alte locații unde oamenii se pot recrea. Și vreau să vă spun, chiar de când am venit la conducerea Direcției Silvice Iași de aproape 4 ani și jumătate, deci am căutat de a pune în valoare cabanele de vânătoare, locațiile care le avem noi. Și dată, da, vă pot spune că dacă noi înainte aveam doar o singură cabană care era destinată și deschisă publicului, respectiv cabana de la Dobrovăț, care cunoaște toată lumea, sau cabana Poieni, unde și acolo am modernizat, am deschis, am făcut o pergolă, am zona de stejar, am modernizat, am mai făcut și acolo un foișor. Oricum, acolo se fac foarte multe evenimente private, asta cunoaștem cu deja. Baie, cu chiar mai nou am făcut acolo și un teren pe care am dreptat un teren pe care vrem să facem un teren de sport. Atunci toată lumea se îngrămădea acolo și chiar și acum se îngrămădește pentru ca să prindă rezervări acolo. Vă pot spune că avem rezervări care se fac cu un an, doi înainte pentru evenimente mai mari, pentru nunți.
Și atunci am căutat că Iașu a avut mai multe cabane de vânătoare pe toată suprafața județului și atunci cu fondurile proprii am început să renovăm și foștele cabane, așa zise cabanele lui Ceaușescu, da? În care vă pot spune Ceaușescu n-a fost niciodată, dar ne-au rămas nouă ca moștenire care noi nici n-am fost în stare de a le întreține. Și am zis că haideți, e momentul de a face și de le-a pune în valoare aceste construcții. Dar mai ales că sunt într-un cadru natural, ceea ce într-un oraș metropolitan se caută relaxarea într-o zonă verde. Spune, deci avem o cabană foarte frumoasă care, dacă eu o să vă mai trimit fotografii și când o să vezi, le puteți posta. Avem o cabană care o avem pe fondul de vânătoare Bunești, de la ocolul Silvic Răducăneni, respectiv cabana de vânătoare Bunești, unde acolo era un fond de vânătoare republican, de mistres pentru Ceaușescu, unde a fost de vreo 3 ori la vânătoare. Acolo este o cabană cu 3 camere, cu foișor, cu loc de picnic, cu, am mai făcut acolo și 2 iazuri. Vă spun, e una dintre cabanele care, nu știu dacă la nivel de Regie Națională a Pădurilor există așa modernă, micuță, cochetă, care este aproape de Răducăneni, este aproape de orașul Huș, este aproape de Vaslui, plus se poate și pentru noi la Iași, plus de asemenea mai discutam cu alții care au fost acolo, este bine că acolo nu avem semnal. În ziua de astăzi asta este da, un lucru esențial. Acolo am dat drumul din această primăvară și deja vă putem spune că avem clienți unde se pot merge acolo 3 familii ca să stea pentru, eu știu, o manifestare de asta, pentru o sărbătoare care sunt în familie, se pot merge acolo. De asemenea, mai aveam o cabană de vânătoare la Heleșteni, cabana de vânătoare Crivești, din zona Strunga, aproape de Pașcan și Târgu Frumos, care era o căbănuță micuță de 3 camere și acum am extins-o și am făcut o cabană de 9 camere, cu tot așa salon, cu bucătărie, toate camerele sunt cu baie, cu foișor, cu loc de picnic, cred că cel mai mult pe oamenii interesează în afara zonei de cazare, pentru că la urmă ori mergi în natură, nu vrei neapărat condiții de lux, în schimb activitățile de prin prejur, cum ați spus că încercați să faceți un teren pentru activități sportive, de pescuit, am încercat fel cei care ajung acolo să aibă locul de cazare plus de asemenea să-și umple timpul, să pot face plimbări pe drumurile forestiere care le avem acolo. Cu personalul silvic se poate merge la un bordei de pândă, poate merge la un observator de vânătoare unde poți să vadă vânat când e perioada de observații, seara, de obicei, când se pune hrană la mistreț sau iese căpriorul în poiană, atunci cu personalul silvic poate să meargă ca să observe, să se bucure de fauna direct, nu numai din cărți sau de pe telefon, sociale, să vadă în realitate. Dar dacă ar fi să faceți, nu neapărat un top 3, dar printre cele mai căutate de către ieșeni și nu numai, cabane sau zone de relaxare, care ar fi? Deocamdată, cea mai renumită și mai aproape de Iași este cabana de la Dobrovăț. Cea de la Dobrovăț. Da, bine, are și un pic mai mult istoric, așa, de activități. Asta e și o cabană frumoasă, cu toate că nu are o capacitate pentru cazare destul de mare. Și aici am ca și program și chiar avem făcute niște proiecte, dar ca să o modernizăm, de a face un spațiu mai mare de cazare, de a o moderniza, dar probabil în perioada următoare, în funcție de fondurile care sunt, pentru că noi suntem pe fonduri proprii și... Totodată, ce trebuie să știe telespectatorii, că și gazdele acestor cabane fac diferența majoră. Da, și oamenii care sunt acolo sunt angajați de ai noștri, adică sunt foarte primitori, în general, noi suntem primitori, sunt foarte deschiși și să pun la dispoziție absolut tot ce ai nevoie. L-amintesc pe domnul Ciprian de la cabana Dobrovăț, care într-adevăr sigur, și îi mulțumim pe această cale, pentru că este o gazdă extraordinară. Care, vă pot spune, adică sunt la a doua, a treia generație de silvicultori
pe care știu ceea ce înseamnă meseria de a prețui asta și plus să fie foarte respectabil. Totul este impecabil, totul este aranjat, mai ales dacă organizează și anumite, știu eu, mese, la fel și au grijă. Chiar, în general, așa vă pot spune că la nivel de Iași, dacă au început și personalul să nu mai locuiască pe la sedele administrative care le avem, vă pot spune că la nivel de direcția silvică Iași, cred că avem undeva peste 250 de sedi administrative, cantoane, sedi districte, sedi de ocoale. Dacă o luăm așa, e ca un mic sătuc care îl administră. Mulți au început, s-au retras, adică locuiesc în locuințele lor personale, nu prea mai locuiesc pe la sediile cantoane și au început să se degradeze. Eu am zis și am propus și încerc pe cât posibil aceste cantoane să le refacem în așa fel încât să le putem da publicul larg pentru a închiria pentru un sfârșit de săptămână o familie cu copii sau două, trei familii pot să meargă în zona Dobrovățului, zona Grajduri sau zona Hârlău, în așa fel încât să se cazeze acolo niște sume de bani modice, nu asta să ne acoperim și noi cheltuie, în așa fel încât să nu mai parcurgem kilometri întregi care ne iau ore ca să mergem până în zona de munte, să găsim liniște și acolo eventual stăm tot în aglomerație. Că și acolo zonele au început să vină foarte aglomerate și să fie pensiunile una lângă alta. Așa este. Și cred că cel mai important sentiment este că atunci când pășim într-o locație care este coordonată și managementul reprezintă al Direcției Silvice din Iași, este un sentiment cum că ai intrat într-o zonă care chiar este publică. Pentru că la urma urmei asta înseamnă. Este o publică este și public depinde foarte mult de noi modul de a gospodări și administra. Și chiar discutam, au fost la începutul lunii iunie, sfârșitul lunii mai, au fost niște întâlniri la Iași, niște simpozioane în ceea ce privește cu ocazia zilelor mediului. Și discutam așa cu factorii care sunt de decizie și care am putea să implicăm. Mediul academic, universitar, garda de mediu, garda forestieră, arele protejate. În așa fel încât, de comun de acord, de a găsi niște soluții, în așa fel încât pentru oameni, pentru cetățeni, de a găsi și de a veni întâmpinarea lor, în așa fel încât de a pune în valoare și în evidență toate frumusețile care sunt la noi la Iași. Așa este. Și acum fac o analogie cu ceea ce înseamnă. Bine, e mult spus să fac o analogie cu Brașovul, pentru că, într-adevăr, are munți, este altceva. Însă, ca și activități de recreere sau ca și, nu știu, locuri special amenajate pentru oameni, în Iași cred că putem exploata un pic mai mult acest putem lucru. Putem exploata mai mult. Pentru că avem cu ce. Odată de a face traseele aceste turiste, de a merge cu rucsacul. Traseele astea trebuie să ducă undeva, să se vadă ceva, sau pe traseul respectiv trebuie să se vadă ceva. Și împreună cu noi instituțiile care suntem la nivelul Iașului, cu autoritățile locale, în care să spună, mergem la Dobrovăț. Acolo avem Mănăstirea Dobrovăț, avem schitul lui Cujba, avem schitul cu cetate, în care să le prindem în așa fel într-un circuit. Ajungem într-o locație, oamenii să știe, acolo se pot consuma niște alimente produse tradiționale, locale, sau, se poate asigura cazare. Dar toate astea trebuie de comun de acord să le punem, să le promovăm, în așa fel încât oamenii să știe și, cum am spus, adică putem de a aduce un beneficiu atunci pentru recreere, pentru cei care merg pe aceste trasee, plus de asemenea ca și un aport material pentru cei care sunt localnici. Absolut, pentru că ei muncesc și atunci își pot valorifica produsele, își pot valorifica munca, totodată noi cei din oraș, pentru că la urmă urmea asta este ideea, ne sufocăm într-un oraș atât de mare. Nu mai trebuie să mergem noi cu mâncarea în portbagaj sau în rucsac până poate sunt și perisabile, într-adevăr. Exact, trebuie să ajungem acolo. Acolo localnicul ăla știe de a face o turtă, de a face un pui la ceaun. Mai tradițional, mai ca la mama acasă, cum s-ar zice. Asta contează foarte mult de noi. Pentru că dacă o să vedeți prin localitățile care sunt din zona de munte în străinătate, acolo unul face pâine, unul face vin, unul are restaurant, unul face brânză, bere, unul face bere, brânză, da? Și toți ajută între ei. Nu face unul de toate și celălalt rămâne. Celălalt rămâne. E
un mod din asta de gospodărire și în așa fel încât de a valorifica resursele locale. Și noi avem resurse de astea. Avem și resurse și avem care... și resurse alimentare, da. Și resurse de ceea ce înseamnă natură și resurse de faună, pentru că au apărut hinzii de căprioară, chiar și eu am văzut chiar la un observator fusese. Da, este perioada asta care a dat primăvara, totul renaște, nu numai vegetația. Încep păsările de a pune ouă, le clocesc, ies, pui mistreț de cum se topește zăpada. Dar să vă întreb, pentru că mai avem doar câteva minute la dispoziție, din păcate, să vă întreb legat de vânătoare. Ce sezon este sau cum va începe următorul sezon? Deci sezonul de vânătoare s-a deschis pe data de 1 mai, s-a deschis la Căprior și acum, începând cu data de 16 iunie, s-a deschis, s-a dat ordinul de ministru cu privire la aprobarea celorlalte cote pentru mistreț, pentru șacal, pentru vulpe, pentru iepure, pentru fazan, dar astea au anumite sezoane care începe vânătoarele, este ordinul. De exemplu, acum se poate vâna doar la răpitoare, la mistreț începe de la 1 august, la cerb începe de la 15 septembrie. Și informațiile acestea despre vânătoare tot pe site-ul direcției? Acestea le punem noi pe site-ul nostru, plus de asemenea, dacă la nivelul Iașului sunt mai multe asociații de vânătoare care gestionează mai multe fonduri de vânătoare, atunci fiecare își pun acolo cotele de recoltă la speciile care sunt și perioadele în care se poate vâna aceste și tarifele pe care le practică fiecare. Bun, alături de noi a fost domnul Gabriel Doncean, așa cum mulți dintre voi îl cunoașteți și a mai fost prezent de mai multe ori la noi în emisiune, la invitatul jurnalului, director al direcției silvice din Iași, și vă mulțumesc mult că ați reușit să ajungeți. Mă încântă foarte tare că am reușit să aducem în atenția telespectatorilor aceste locuri de recreere amenajate de către Direcția Silvică din Iași. Ați spus și cu siguranță vom și vedea în viitor. Oricare dorește, nu trebuie să se intereseze cum să ajunge ca să poată. Deci o căutare sau eventual de a suna la numărul de telefon al direcției care se găsește pe fix, în care se găsește pe site-ul nostru și atunci se pot mai cere informații și vreau să vă spun, adică aceste locații sunt deschise pentru toți doritorii care sunt, în funcție de programările care sunt. Cine vrea să-și programeze ceva, trebuie să gândească, să-și programeze dinainte și toată lumea poate să beneficieze. Că mai erau discuții că nu poate veni, că este numai pentru protocol. Avem ceea ce sunt ale noastre. Nu pot veni și la o plimbare, să admire, deci nu se poate. Sunt deschise publicul larg, fără nicio problemă. Foarte bine de știut. Vă mulțumesc mult pentru prezență și mult succes în toate proiectele. Ținem aproape ca să le urmărim, să le transmitem, că acesta este rolul nostru. Da, vă mulțumesc mult. Și noi. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și ne vedem data viitoare.